Charlie și marele ascensor de sticlă. Capitolul 4. Președintele. La jumătate de milă mai în spate, Shuckworth, Shanks și Shawler țineau obiectivul camerei fixat spre marele ascensor de sticlă. Iar în fața televizoarelor, milioane de oameni din toată lumea așteptau cu răsuflarea tăiată deznodământul evenimentelor care se petreceau la 385 de kilometri deasupra Pământului. Președintele Statelor Unite ale Americii, Lancelot R. Gillingham, cel mai puternic om de pe planetă, ședea în biroul său de la Casa Albă. În acest moment de criză mondială, președintele își convocase toți consilierii, care urmăreau acum și ei pe un ecran gigantic fiecare mișcare a periculoasei capsule de sticlă și a celor 8 ocupanți ai ei, care păreau a fi în pragul disperării. Tot cabinetul prezidențial era prezent. Era acolo șeful statului major al forțelor terestre, împreună cu alți 4 generali. Mai erau șeful statului major al forțelor navale, cel al forțelor aeriene și un înghițitor de săbii din Afganistan, care era prietenul cel mai bun al președintelui. Mai era prezent și trezorierul șef, care stătea în mijlocul camerei și se chinuia din răzputeri să echilibreze bugetul, ținându-l în balanță pe creștetul capului. Din păcate, îl scăpa mereu. În imediata apropiere a președintelui era vicepreședintele, o femeie enormă de 89 de ani, cu o bărbie păroasă. Domnișoara Tibbs, căci acesta era numele femeii, fusese doica președintelui pe când acesta era mic. Ea era de fapt persoana care lua deciziile importante în cadrul administrației prezidențiale. Nu se punea nimeni cu ea, iar unii chiar spuneau că și acum îl punea la punct pe președinte ca și cum ar fi fost tot un băiețel. Femeia asta ținea sub teroare întreg personalul Casei Albe și însuși șeful serviciilor secrete era cuprins de o transpirație rece când auzea că este convocat în prezența ei. Singurul care avea voie să o strige doică era președintele. În încăpere se mai găsea cineva, doamna Topsipas, faimoasa pisică a președintelui. În biroul prezidențial se lăsase o liniște de mormânt. Ochii tuturor urmăreau pe ecranul televizorului drăcovenia de sticlă care, propulsată de rachete micuțe, aluneca ușor în urma hotelului spațial. Vor să se cupleze la hotelul nostru spațial, strigă președintele. Au de gând să pătrundă în incintă. Au de gând să ni-l arunce în aer, exclamă șeful statului major al armatei. Hai să-i aruncăm noi în aer pe ei. Pac, pac, bum, bang, poc, 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 bang. Șeful statului major al armatei avea așa de multe decorații și insigne încât îi acopereau tot pieptul tunicii, iar câteva îi se înșirau și pe pantaloni. Haideți, domn președinte, să băgăm niște super explozii, se rugă el. Taci din gură, copil prost, zice domnișoara Tibbs, iar omulețul plin de decorații se fofilă într-un colț. Atenție la mine, zise președintele. Întrebarea este, cine sunt indivizii ăștia și de unde au apărut? Unde e spionul șef? Aici să trăiți, domnule președinte. Spionul șef avea mustăți false, o barbă falsă, gene false, dinți falși și vorbea în falseto. Cioc, cioc, zise președintele. Cine e? Ai prins. Ai prins? Ai prins vreunul până acum? Văzând că spionul tace, domnișoara Tibbs spuse pe un ton de gheață. Președintele ți-a pus o întrebare. Ai prins vreunul până acum? Nu, doamnă, încă nu, șopti spionul care tremura din toate încheieturile. Acum e șansa ta, mărâi domnișoara Tibbs. Întocmai, interveni președintele, așa că te rog să-mi spui numai decât cine sunt oamenii ăia din capsula de sticlă. Făcu spionul, răsucindu-și mustața falsă. E o întrebare dificilă. Adică nu știi? Adică știu, domnule președinte, sau așa cred. Fiți atent, tocmai am lansat cel mai grozav hotel din lume, nu? Da. Și cine e verde de invidie și ar vrea să vadă hotelul ăla aruncat în aer?
Domnișoara Tibbs, zise președintele. Ba nu, spuse spionul șef, altcineva. Știu și eu, reflectă președintele. Ar putea fi vreun proprietar de hotel care e invidios că am luat-o înainte? Genial, strigă spionul. Continuați, sunteți pe aproape. Domnul Savoy, spuse președintele. Din ce în ce mai aproape, domnule președinte. Domnul Ritz? Și mai bine, continuați. M-am prins, zise deodată președintele. E domnul Hilton. Corect, domnule președinte. Ești sigur că el e? Nu tocmai, dar cred că sunt șanse foarte mari. Gândiți-vă că are hoteluri peste tot în lume, dar în spațiu încă n-a ajuns. Cred că e nebun de invidie. Trebuie să rezolvăm odată problema asta, zise președintele, apucând receptorul unuia dintre cele 11 telefoane de pe biroul său. Alo? Alo? Centrala? Alo? Apăsă repetat furca telefonului, așa cum face orice om care vrea să cheme centrala. Alo? Alo? Unde sunt centralistele astea? Domnule președinte, n-o să vă răspundă niciuna acum. Toate se uită la televizor. Asta o să-mi răspundă, zise președintele, apucând receptorul unui telefon roșu. Era linia directă cu premierul Uniunii Sovietice de la Moscova și era mereu deschisă, deși se folosea doar în cazuri de mare urgență. Cred că e la fel de posibil să fie domnul Hilton, dar și rușii, zise președintele. Ce părere ai, Doică? Cred că sunt rușii, mai mult ca sigur, zise domnișoara Tibbs. La telefon primul ministru Iughetov, se auzi vocea de la Moscova. Ce vă frământă, domnule președinte? Cioc, cioc, zise președintele. Cine e acolo? Răz. Care Răz? Război și pace de Lev Tolstoi, răspunse președintele. Fii atent la mine, Iughetov. Te rog să le spui astronauților ăia ai tăi să-mi lase hotelul în pace acum, altfel ne supărăm, prietene. Astronauții aceia nu sunt ruși, domnule președinte. Minte, spuse domnișoara Tibbs. Minți, spuse președintele. Nu mint, domnule președinte. V-ați uitat atent la ei? Eu nu-i pot vedea prea bine pe ecranul televizorului meu, dar e limpede că unul dintre ei, acela cu bărbuța ascuțită și joben, are ceva de chinez în înfățișare. Mi-amintește de bunul meu prieten, premierul Chinei. Ce mizerie! Exclamă președintele, trântind telefonul roșu și apucând unul de porțelan. Era linia directă cu premierul chinez de la Peking. Salutare, salutare, zise președintele în receptor. Magazinul de legume și pește Tsing din Shanghai, se auzi o voce îndepărtată. La telefon domnul Tsing. Doică, strigă președintele. Credeam că asta e linia directă cu premierul chinez de la Peking. Este, este, mai încearcă, zise domnișoara Tibbs. Președintele ridică din nou receptorul. Alo, strigă. La telefon domnul Tsang, se auzi o voce. Care domn? Țipă președintele. Domnul Tsang, asistentul țefului de gală Țin Chungking. Dacă vreți să întlebați de trenul de la ora 10, să-ți știți că azi nu țilculă. A explodat un cazan. La auzul acestor vorbe, președintele a zvârlit cât colo telefonul, lovindu-l pe șeful serviciilor de poștă și telecomunicații, direct în stomac. Care e problema telefonului ăstuia? Se răsti el. E greu să suni în China, zise șeful serviciilor de poștă și telecomunicații. Țara aia e plină de oameni care se numesc Tsing și Tsang, ții de câte ori țuni să spun de altcineva. Văd că vorbești serios, zise președintele. Șeful serviciilor de poștă și telecomunicații puse telefonul la loc pe masă. Mai încercați odată, domnule președinte, spuse el. I-am mai strâns nițel șuruburile. Președintele ridică receptorul din nou. Salutări coldiale, stimatului domn președinte, se auzi o voce voalată venind de departe. La telefon Kip Tsu-i, asistentul primului ministru. Cu ce vă pot ajuta?
Cioc, cioc, zise președintele. Ține, e! Au! Care au? Au, mă dor toate oasele când cad în fund pe marele zid chinezesc, zise președintele. Vreau să vorbesc cu premierul, ce mai faci? Legletele mele, premierul nu este în apropiere. Dar unde e? Afală, îți face pana de la bicicletă. Ei, nu mai spune, se înfoie președintele. Crezi că mă poți păcăli, mandarin bătrân și șmecher? Știu precis că exact în secunda asta vrea să se îmbarce pe magnificul hotel spațial, pentru ca împreună cu alți 7 golani să-l arunce în aer. El tale, domnule președinte, dar faceți male greșeală, male. Ba, nu fac nicio greșeală, se răsti președintele. Dacă nu-l chemi acum la telefon, am să îi dau ordin șefului statului major al forțelor terestre să-i facă bucăți. Ura! Țipă șeful statului major al forțelor terestre. Hai să-i bombardăm pe toți! Bum, bum! Bang, bang! Gura! Urlă domnișoara Tibbs. Fiți atenți la mine! Strigă în același timp și trezorierul șef. Am reușit să echilibrez bugetul. Și chiar așa și era. Trezorierul șef stătea acum mândru în mijlocul încăperii cu uriașul buget de 200 de miliarde de dolari poziționat într-un echilibru perfect pe creștetul capului său Kell. Toată lumea îl aplaudă. Apoi, brusc, în difuzorul de pe biroul președintelui se făcu auzită vocea astronautului Shuckworth. S-au cuplat la hotelul spațial și acum sunt în incintă, strigă astronautul. Au și patul la ei. Vreau să zic, bomba. Președintele trase aer în piept cu lăcomie, înghițind și o muscă ce tocmai trecea pe acolo. Se înecă. Domnișoara Tibbs îl pocni zdravă pe spate. Înghiți musca și își reveni. Era roșu de furie. Apucă un creion și o foaie și începu să deseneze ceva, în vreme ce bodogănea. Nu vreau muște în biroul meu! Nu le suport! Consilierii așteptau nerăbdători. Erau convinși că acest mare om era pe cale să ofere lumii întregi încă una din minunatele lui invenții. Ultima sa invenție fusese tirbușonul Gilligrass pentru stângaci, o binecuvântare pentru toți stângacii din țară, care îl declaraseră una dintre cele mai grozave invenții ale secolului. Gata! Zise deodată președintele arătându-le foaia. Am inventat capcana de muște Gilligrass. Se adunară toți în jurul său. Musca se suie pe scărița din stânga, merge pe scândură, dar se oprește. Adulmecă ceva bun. Zahăr. Musca se uită și vede bucata de zahăr. Aha, zahăr, strigă ea, dar tocmai când se pregătește să coboare pe sfoară ca să ajungă la zahăr, dă cu ochii de bazinul cu apă. Ha-ha, e o capcană, își spune pe dată. Vor să cadă înăuntru. Așa că merge mai departe și se gândește ce muscă deșteaptă a fost. Ei, aici e șpilul. Scărița are o treaptă ruptă, așa că musca se dezechilibrează, cade și își rupe gâtul. Excepțional, domnule președinte, exclamară în cor. Fantastic, sunteți un geniu, domnule președinte. Aș dori să comand numai decât 100.000 de astfel de capcane pentru uzul armatei, zise șeful statului major. Mulțumesc, spuse președintele, notându-și cu atenție comanda în carnețel. Repet, se auzi iar în difuzor vocea disperată a lui Shuckworth. Echipajul navei necunoscute se află acum în incinta hotelului, iar bomba e la ei. Stai departe de ei, Shuckworth, zise președintele. Nu e cazul să săriți și voi în aer. Milioane de telespectatori din întreaga lume așteptau mai încordați ca oricând în fața televizoarelor. Ecranele lor arătau acum în cele mai frumoase culori cum sinistra cutie de sticlă se cuplase la una din intrările giganticului hotel spațial. Părea un pui de animal la sânul mamei. Iar când camera se apropie, telespectatorii putură vedea că acum cutia era cu desăvârșire goală. Toți cei 8 teroriști pătrunseseră în incinta hotelului, luând bomba cu ei.